Ăsta ce interviu sau ce vrei să spui? Vrei să mă asculti? Bine, stai puțin să iau un țigară. Da. Nu m-a răzgândit. Pentru că, dacă m-ar fi rugat, lasă-mă în viață, te rog frumos, nu mă omoră, chestii de-astea, poate că m-ar fi muiat. Dar te rog eu frumos, lasă-mă în pace, nu mai dacă mâine mă duc poliție. Că te fac, că te dau. Păi stai puțin, că nu mai apuci a doua zi. Mă înțelegi? Aici era. Pentru că știi ce se întâmplă? Poate eu credeam în opinia mea că eu fac faptele astea. Le fac, știu, hai să spun, curat. Sau perfect. Dacă mă perfectă nu există. Și dacă riscam să ajung la pușcărie din cauza, eu știu la un tâmpit pe care l-aș fi lăsat pentru că mi-a greșit. Poate fiind arestat, ajungea la mine mai repede, știu eu. Deci, eu nu aveam voie să greșesc. Cred că ar fi fost mai bine dacă m-ar fi mierlit. Poate că asta merita. Da. Cred că asta merita. Da. Ca să nu mai țipe, era anormal să nu s-o fac să tac. În momentul în care am făcut prima crimă conștient, fiind, eu din momentul ăla nu mai aveam voie să greșesc. Pot să mă consider născut asasin. Dar nimeni nu se naște nasă. Mă scuzați. Dar nimeni nu se naște asasin. Livri pe parcurs. Crima e cea mai ușoară fapt. Adică e ca țigară. Ca mersul pe bicicletă. Dacă ai băgat o dată țigara în gură, te înveți. Începi să fumezi și nu te mai lași de ea. Am căutat întotdeauna când făceam câte o infracțiune, de ce nu ăsta, să șterg urmele, pentru că la mine știu eu, nu mai încăpă îndoială de a avea remușcări, de a te speria să mă rog ce. Eram cât se poate de lucid și cât se poate de ordonat. Ca să nu las în urmă indicii, să mă știu eu. Nu am fost genul de om care să mă sperie. Am realizat ce am făcut. Am vrut să fac ce am făcut și am căutat după aceea să fiu același colonelul. Mă înțelegi? Fără să o dau de bănui la nimeni. A, da, aici. Vine și întrebarea ta. Păi, am intrat peste ea în casă și ne-am întâlnit face to face. Și ca să nu mai țipe, era normal să nu s-o fac să tac. Am lovit-o, a rămas întinsă jos, am văzut că nu mai țipă, m-am apucat de treabă. Mă cam bun. Să cotrobui prin casă. N-am apucat să iau mare lucru, că se auzea grăgie afară. Am zis că mai bine să plec. Și am plecat cu ce-am luat. Dacă căutam mai bine, poate găseam și bani. Asta s-a întâmplat în 2005.
Și am aflat că respectiv a murit tocmai prin 2010. Deci în 2010? Păi da, să știu. Doar nu eram prost acum să mă duc să-i dau și flori la spital. Păi să rămân aia.